domnilor că v-ați prezentat, mulțumesc că ați venit aici. Ce o să facem? O să aflăm răspunsul la o dilemă care e o dilemă falsă, adică evident că nu e doar stories sau doar postări, evident că nu e doar conținut everlasting sau cum ce, efemera, foarte simpatic. Dar o să ne facem că poate să fie doar așa și cadrul e următorul. Voi toți sunteți nu în juriu, ci un client. Da? Fiecare are niște bani în buzunar pe care îi va aloca unei tabere sau celelalte tabere pentru produsul care vă reprezintă cel mai tare. Uite de curiozitate, cine lucrează la un client? Cine lucrează la o agenție? Cine este influencer? Mai este un Unescu. Sper că nu, tu nu ești influencer, nu? Nu, ok, scuze. Ești aparține toți, nu ești? Bine, gândiți-vă toți la un produs, gândiți-vă la un produs pe care ați vrea să-l promovați pe Instagram și aveți fiecare niște bani cu care o să votați la sfârșit, dar nu puteți să votați cu amândouă taberele, trebuie să votați doar cu una. Și aș vrea să vă rog, dacă aveți o părere acum, e cineva care are o părere care vine mai mult spre postări sau spre stories? Aveți? E cineva care încheie mai mult de acum? Aș vrea să vă uitați. Regula unui debate este că se votează de către juriu doar ce, în ce măsură cei de aici v-au schimbat părerea într-o direcție sau în alta. Deci o să votăm nu cu ce părerea venit de acasă, ci cu ce, cât de bine au dezbătut oamenii. Evident că ei o să câștige ego points, da? Deci nu câștigă nimic, câștigă gloria, exact, karma. Karma points e puțin diferit, vorbim, dar nu. O să fie așa, o să fie câte două speech-uri de fiecare, o să vorbească cine vrea să înceapă. Noi. O să vorbească cineva de la ei două minute. Și asta ar fi prima rundă. După care o să înceapă cineva de la voi două minute. Deci fiecare vorbește de două ori câte două minute. O să-i rog să fie, să existe un flux, așa, să se sprijine puțin pe ce s-a vorbit înainte, ca să avem o prezentare clară. După care asta trece relativ repede, o să vă invit pe voi, o să vă rog să puneți întrebări, să ne lămurim și poate atunci facem sinteza aia pe care vorbeau grecii, da, după teză și antiteză. Cam așa, mai trebuie să, da, mai vreau să rog pe primii vorbitori din fiecare echipă, dacă se poate o propoziție sau două, sunt sigur că toată lumea de aici știe care e treaba cu tema de azi. E cineva care nu știe foarte clar? Ok, atunci poate o propoziție de definire, așa, că așa se face la debate, nu oară definim termenii, da? Doamnelor și domnilor, o să ne lămurim de plin care este cel mai bun canal pentru comunicare comercială pe Instagram, dacă trebuie să știam 24 de ore sau trebuie să rămână de apururi și pentru asta o să dau cuvântul primului vorbitor al echipei asta de aici. În aplauzele voastre!